Bine ați venit la București la început de primăvară. Suntem onorați să fiți alături de noi la una dintre cele mai dragi și mult așteptate conferințe pe care am organizat-o în cei 15 ani de când există Sens Internațional România. De ce? Pentru că avem în aceste zile ocazia să ne întâlnim cu dumneavoastră, specialiști români și străini, în domeniul medical, dar și educațional, aici, toți împreună, lucru foarte rar întâlnit, specialiști în domeniul surdocecității, intervenției timpurii, asistenței sociale, kinetoterapiei, dar și medici neonatologi, oftalmologi, audiologi, endocrinologi, oameni dedicați meseriei alese, care alături de părinți sunt cei ce urmăresc dezvoltarea copilului și intervin cu profesionalism, abnegație și har când este cazul. În această călătorie prin viață, acum citesc spusele unui părinte, a cărei destinație nu o cunoști, noi, cei de la Sens Internațional România, am încercat să le fim alături, să deschidem uși, să motivăm atitudini și să încurajăm decizii. Acestea probabil că nu s-ar fi întâmplat fără generoasa finanțare printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Evenimentul este parte a proiectului Intervenția timpurie la nou-născuții cu deficiențe senzoriale multiple din România, o abordare unică și inovativă inițiată de societatea civilă. Proiectul s-a derulat începând cu luna august 2013 și se încheie în iulie în anul acesta, 2016. Cred că este momentul să dau cuvântul excelenței sale, domnului Jean Hubert Lebet, ambasadorul Confederației Elvețiene la București. Excelență, aveți cuvântul. It's a great honor for me to be with you today. You said that you have been financed by some Swiss taxpayer money, and it's a particularity of Switzerland that in 2006 the Swiss electors and taxpayers decided, approved financing of 165 million Swiss euros for Romania for projects. And then we negotiated with the Romanian government how to use this money, and we felt that non-governmental organizations, civil society, should get a fair share of this amount, and not only for infrastructure and this type of project as usual. The merit is yours. The project was considered as a very good project and approved for financing. You started on time, you are finishing on time. I heard from the colleagues supervising your project that it's doing very well. And I am very thankful to you to have managed to do that in a good way. So, madam, I wish you good luck and good work here in this seminar. Thank you very much.
Dumneavoastră ne-ați mulțumit de ieri dimineață organizației noastre și suntem extrem de măguliți pentru asta. Dar e momentul să mulțumim noi, colegilor de la centrele de intervenție timpurie cu care am colaborat în acești ani și nu numai că am colaborat. Ne-am mândrit peste tot. Oriunde am fost, la orice conferință, am avut un slide, am avut un studiu de caz, am avut un coleg logoped, kinezoterapeut, director de centru, care a fost mândria noastră. Și pentru asta vă mulțumesc și doresc să acord niște premii de excelență colegilor din centrele cu care lucrăm.